Odată cu începerea lucrărilor agricole în țară, a crescut și riscul depistării obiectelor explozive rămase în sol din perioada celui de-al doilea război mondial și cel de la Nistru. Cu informații actualizate privind activitatea geniștilor în ultimile luni, dar și cum se evită producerea unei tragedii, vine comandantul batalionului Geniu, colonel Gheorghe Racu. La începutul anului 2023, misiunile de deminare în teritoriul Republicii Moldova au fost executate în număr de peste 20 de ieșiri, anume grupele din batalionul Geni, și depistate peste 100 de obiecte explozive. Dar, începând cu luna deja aprilie, unde s-au început lucrările agricole, lucrări de săpături pentru construcție, s-au mărit numărul de ieșiri pentru îndeplinirea misiunilor, anume în raioanele Ștefan Vodă, Căușeni, Neanenii Noi, Orhei, ce anume raioanele date, că aici sunt depistate practic anual o cantitate mare de obiecte explozive, unde au fost duse lupte mai crâncene, să zicem, din al doilea război mondial, cât și războiul de pe Nistru. Totodată, în Ministerul Apărării, în comun cu unitățile de Geniu din Armata Națională, începând cu luna aprilie, mai bine zis 4 aprilie, anual lansează o campanie de informare și sensibilizare a populației privind pericolul obiectelor explozive care sunt depistate în sol. Practic în fiecare școală sau instituția statului unde sunt populații care practic activează chiar și la lucrări agricole sau, să zicem, copiii din școală care cu încălzirea timpului ies în chiar și aceleași spații verzi, sunt depistate obiecte explozive și ar trebui să cunoaște ca să nu ajungă la un dezastru oricare în timpul unei depistări acestui obiect explozive. Atenționăm repetat populația civilă. Primul punct este să anunță de dată 112 sau poliția. Marchează locul unde ai depistat un obiect explosiv cu un obiect improvizat care l-ai la îndemână, de a nu ajunge ca cineva să vadă, să înțeleagă că aici nu este motivul de a trece sau de a lua mână. Nu-l atinge în primul rând, nu-l lovi, nu încerca să-l demontezi. Așa. Ultimul punct, nu-l aruncați în foc. Dar cel mai important este 112, poliția sau autoritățile publice locale.